Ușile Partidului Național Liberal sunt închise definitiv pentru Ion Rușeț și Liviu Andrei. Liberalii gorjeni nu par dispuși să renunțe la măsura pe care au adoptat-o în cadrul biroului permanent județean. Ion Rușeț îi reamintește lui Eduard Berca faptul că, acum 4 ani, l-a ridicat dintr-un bar și l-a pus candidat la primăria Târgu Jiu. Decizia liberalilor gorjeni de a nu-i mai primi în partid pe Ion Rușeț și Liviu Andrei naște un nou scandal pe scena politică. Berca a anunțat că cei doi nu vor face parte din PNL. Deci cei doi nu vor fi primiți în Partidul Național Liberal. Rușeț nu a stat cu mâinile în sân și i-a transmis lui Berca că, în urmă cu 4 ani, l-a ridicat dintr-un bar și l-a pus candidat la primăria Târgu Jiu. N-am înțeles cine este Berca. Este un om important al Partidului Național Liberal, dar acum aproximativ patru ani, ridicat așa de pe un bar și pus candidat pentru că era o situație cu multe trădări în PNL. Nu știu cine e Berca de se pronunță asupra mea ca persoană. Rușeț a mai precizat că cei ce se află în cuibul de șmecheri din PNL ar putea avea o surpriză în toamna lui 2016, pentru că ar putea să nu mai facă parte din partid. Acolo s-a adunat un cuib de șmecheri așa și consideră că în condițiile în care s-a modificat legea și cu privire la legea președintei Consiliului Județean, și cu privire la legea parlamentarilor, gata, se adună un cuib de șmecheri, un club închis, în care se fac listele după cum vor dumnealor. S-ar putea să aibă surprize. S-ar putea în toamna lui 2016 să nu mai prindă în acest cuib, pentru că urmează hop. Rușeț a mai precizat că soarta actualilor lideri ai PNL Gor se va decide în 2016 cu ocazia alegerilor locale.